În actualul context social, zeci de mii de români se tem să mai meargă la spital. Nu doar vrem să ne omoare, spun oamenii care, deși ar prezenta simptome, nu ar îndrăzni să sune la salvare. Traversăm o criză sanitară fără precedent, iar oamenii au devenit confunzi în ceea ce privește pandemia de coronavirus. Aceștia se tem să meargă la spital sau să apeleze la medici, cu gândul că ar putea fi și mai rău. Eu la salvare, să mă omoare este tot aceea. Nu vă gândesc ceva. Mai mulți medici din țară susțin că COVID-19 este o boală destul de perfidă și chiar dacă unii pacienți sunt asimptomatici, starea lor de sănătate este alterată. Oamenii spun că, deși ar avea simptome, ar prefera să stea acasă sau să se trateze pe cont propriu. Ați prezenta anumite simptome. V-ați chema salvarea sau v-ați duce la spital? M-aș duce la medicul meu de familie. Aveți o teamă să mergeți la spital? Să știți că am, dar eu sunt vaccinată, mi-am făcut vaccinul, dar mulțumesc lui Dumnezeu, n-am avut nimic după el. Am făcut Johnson și atât. Am fost plecată în Italia și m-am întors acum de o săptămână și nu am nimic. Știți că oamenilor le e frică să sune, se duc în ultima fază la spital. Dacă aș simți ceva mai rău și aș avea temperatură mare și n-aș putea să mai mă ridic, poate aș fi sunat și salvarea să mă ducă, dar cu atâtea cazuri care am auzit că sunt, mi-ar fi frică. Mai bine să mor la mine acasă decât să mor pe la spital, intubată și cu toate cele care s-au auzit și se vorbește la televizor. Medicii spun că nu ar trebui ca pacienții să se trateze acasă de COVID cu medicamente luate după ureche până când boala face prăpăd în organism. Cele mai grave cazuri ar fi ale celor care amână să meargă la spital, iar când ajung este deja prea târziu.